Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacenți, părinți și biserici creștini. Lumea în care trăim e o lume complexă. Asta ne dăm seama, fiecare dintre noi. Nu numai la nivel relațiilor sociale, că avem tot fel de prieteni sau neprieteni, rude, mai puțin sau mult îndepărtate, mai apropiate, sentimente diferite, ci chiar și la nivel fizic e complex. Că sunt factori pe care îi vedem și simțim și factori care și ne influențează și factori care ne influențează de care nu știm nimic. Altfel spus, însă și lumea fizică e o lume alcătuită din ceea ce cade sub simțurile noastre și ne influențează și ceea ce nu cade sub simțurile noastre și ne influențează. Deci complexitatea lumii acestea ne poate duce cu gândul la o complexitate mai mare, pe care de fapt orice om o intuiește, chiar dacă unii nu o recunosc și nu vor să o recunoască, mai mult sau mai puțin programatic. Este vorba de lumea nevăzută și lumea văzută. Și când spun lumea nevăzută, nu mă refer la lumea pe care nu putem să o percepem prin simțuri. Ca și cum ar fi cine știe ce galaxie prea îndepărtată și avem nevoie de cine știe ce telescop sau radiotelescop mult prea complex, la care nu avem acces ca să știm de existența ei. Ci mă refer la o altă lume decât aceasta în care trăim zi cu zi. Lumea aceasta nevăzută ne influențează. Că vrem sau că nu vrem să credem, ea ne influențează. Cei care nu cred în ea o contestă și încearcă să explice altfel această influență. Dar această contestare a lumii nevăzute, a existenței ei, se poate face până într-un moment. Până în acel moment în care existența noastră în lumea aceasta văzută se termină. În momentul în care existența noastră în lumea văzută se termină, în momentul acela ori credem că mai există ceva, ori nu credem. Dar indiferent ce credem sau nu credem, de existat, de fapt există. Și sufletul care nu s-a pregătit pentru a trăi în lumea nevăzută va fi teribil de dezorientat. Problema noastră a epocii actuale este că lumea văzută copleșește, de fapt, lumea nevăzută. Suntem atât de marcați prin întreg mediu cultural în care trăim de a nu crede cât de cât ceea ce pipăim, încât de multe ori lăsăm deoparte ceea ce nu putem pipăi. Dăm din numeri, ignorăm și până la urmă îndepărtăm din modul nostru de a gândi. Această lume nepipăim. De aceea lumea aceasta în care trăim și cultura aceasta în care evoluăm noi acum, în care ne transformăm spiritual, e o cultură care nu deschide către Dumnezeu și către, cu adevărat, către Dumnezeu. Ea caută să deschidă către o formă transcendentă, dar nu este divinitatea reală, nu este Dumnezeu cel real. Pentru că vedeți, știți foarte bine că mergem în orice librărie sau deschidem orice, multe site-uri, și vedem tot fel de sfaturi de psihologie, de mindfulness, cum se cheamă. Cum să ne fie bine, cum să avem parte de o viață fericită, de o sănătate îndelungă. Toate lucrurile acestea care țin de viața spirituală, dar cumva nu țin de viața spirituală deschizându-se către spirit. Ci țin de viața spirituală astfel încât aici să ne fie bine. Problema slăbănogului de astăzi
De fapt, acelor care văd această vindecare este aceeași. E adevărat că pentru ei se punea problema puțin altfel, dar în fond e aceeași lucru. În fond este aceeași lucru. Ei nu vor să creadă că Hristos are puterea de a dezlega păcatul oamenilor, pentru că dacă ar fi acceptat acest lucru, această idee, în concepția iudaică, dacă ar fi acceptat acest lucru în concepția iudaică, ar fi însemnat implicit că acceptă că Hristos este Dumnezeu. Și dacă ar fi acceptat că Hristos este Dumnezeu, atunci înseamnă că El ar fi fost Mesia și atunci cu adevărat trebuia urmat. Dar prejudecata lor că Hristos este un înșelat îi împiedica să vadă așa ceva. Și atunci ei preferă să-L acuze de blasfemie pe Hristos. De ce? Pentru că nu se vede. Iertarea păcatului nu se vede. Asta o știți foarte bine și dumneavoastră și noi. În momentul în care spovedim și venim la spovedanie, nu se vede ceva. Nu din mâinile preotului sau episcopului este cine știe ce lumină strălucitoare care se coboară peste capul și apoi peste întreg trupul celui venit la pocăință, la spovedanie și acesta deodată devine strălucitor. Nu se vede nimic. E doar o credință. E încrederea că în momentul în care vin la spovedanie, primesc iertarea de păcate. Că harul pe care preotul l-a primit prin taina hilotoniei îi permite acestuia să-mi dea dezlegare de păcate. Nu el ca om, nu preotul ca om, ci harul pe care l-a primit. Și eu ca preot am aceeași încredere. Nu eu ca om. Eu ca om nu pot să dezleg niciun păcat. De unde și până unde aseamnă puterea asupra păcatului celorlalte, nici măcar pe ale mele nu le pot dezlega. Pot să încerc să le îndrept. Pot să încerc să-mi cer iertare. Să fac astfel încât păcatele mele să nu aibă niște consecințe devastatoare în vieții celor din jurul meu care le-am păcătuit. Dar n-am cum să-mi iert păcatul. Așadar, harul nu se vede. La fel și în vremea lui Iisus. Și atunci, Mântuitorul știind prea bine inima lor, dar care nu este doar inima de iudeu vechi testamentar sau iudeu înlănțuit de legea vechi testament, care ar fi trebuit și împietrit din cauza greșitei înțelegerii a legii vechi testament, ce este inima fiecare dintre noi. Hristos face această minune și îl pune pe aceea să-și ia poate. De ce? Pentru că lumea văzută este, era și atunci și acum, mult mai convingătoare decât lumea nevăzută. În viața aceasta, lumea văzută, consecințele lumea văzută sunt mult mai convingătoare decât consecințele lumea nevăzută și de aceea, atunci când ne certăm în cuvinte cu alții, pe teme de credință, de pildă, cu neoprotestanții, până la urmă, cuvântul nostru, cuvântul lor, sau cu cine știe ce alți rătăciți. Dar ceea ce ar vrea oamenii să vadă sunt fapte. Sunt minuni. Pentru că minunea e greu de contestat. Deși și aceea este contestabil. Și aceea este contestabilă. Îmi aduc aminte, de pildă, de acea minune de Crăciun din Delta, atunci când câțiva deținuți au fost puși poliții să... au fost duși la moarte, practic, să înghețe în apele Dunării, culegând stuf sau pânderoi pe acolo. Și s-a făcut acea pată de soare și soare călduros, încât s-au simțit ca într-o zi de primăvară, de zi s-au uscat și hainele. Bineînțeles că paznicii au văzut, dar n-avem vreo confirmare. Cine știe ce a fost în sufletul lor, că ei au și crezut că au devenit credincioși. În mod sigur, cei care au auzit de această minune n-au crezut ce au pus la îndoială. De asta și minunea este contestabilă, dar e mai greu de contestat. Cuvântul e oricând ușor de contestat. Nu oricând, e ușor de contestat. De pus la îndoială. Nu vreau să cred. Să cred sau să nu cred, ține de voința mea. Așadar, Hristos face o minune, încă o minune,
pentru ca să demonstreze că și ceea ce spusese înainte, că iartă păcatele, este autentic, este real. Minunea de necontestat, acel slăbănoc și-a luat patul și a plecat de acolo, adus de către ceilalți. Foarte interesant și asta, dar am mai discutat noi. Pentru că, văzând credința lor, i-a spus, iertate-ți sunt păcatele tale. Nu neapărat văzând credința lui. Bineînțeles că probabil că și credința lui, dar iată, a vrut evanghelistul, aceștia doi sinoptici, Matei și Luca, au vrut să ne sublinieze lucrul acesta. Au văzut Hristos credința lor. Din păcate, și acum, de cele mai multe ori, când stăm în fața lui Hristos și de păcate nici măcar nu ne dăm seama că nu stăm chiar în fața lui Hristos, stăm în fața unui Dumnezeu neîntrupat pe care îl numim Hristos, din păcate. De cele mai multe ori și ne așteptăm minuni. Să vedem minuni ca să credem. Dacă voi vedea cu tare minune în viața mea, atunci o să cred. Din păcate. Pentru că este tot această domnie perfidă și stăpânire perfidă a concretului față de nevăzut. Cum spunea cineva, dictatura materii față de spirit. Vreau să văd o minune făcută și atunci o să cred în Dumnezeu. Și vedeți că iarăși, de fapt și de drept, schimbăm rostul minunii. Pentru că minunea nu are rostul de a ne face să trăim aici ca în împărăția cerului. Minunea pe care o face Hristos are rostul să ne confirme că El este Hristos și să căutăm împărăția cerului, nu să căutăm să rămânem aici ancorați, pentru că o ducem foarte bine. Uite, Hristos ne-a vindecat, Hristos ne dă de mâncare, Hristos ne scapă de urgii, deci aici o ducem perfect. N-am nevoie de mai mult de atât. Din păcate, asta este, de cele mai multe ori, cererea de minune în viața noastră. Lumea a văzut, asta e singura care contează. Dacă îmi demonstrezi că existi, existi. Dacă îmi demonstrezi, nu știu ce să spun. Orice, atunci trebuie să îmi demonstrezi aici concret. De aceea, la un moment dat, Mântuitorul și spune un alt cuvânt în satul lui, că neamul acesta nu va primi cere semn, dar nu va primi alt semn decât semnul lui Iona. Prin semn se înțelege în contextul evanghelic minune. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, de asemenea, că iudeii cer semne, iar elinii înțelepciune, și noi nu ne lăudăm decât în Hristos și aceea răstignit. În momentul în care cerem semne și minuni, pentru ca să credem în Hristos, trebuie să ne gândim de tot de ce cere. Ca să ce? Doamne, vreau să văd o minune în viața mea. Ca să ce? Ca să o duc bine aici. Ca să am mai multă încredere în Tine. Ca să ce? Că am nevoie de prezența tainică al Dumnezeu în viața mea, în fiecare clipă, asta sunt convins. Și în mod sigur, chiar dacă noi nu conștientizăm, El este prezent și în mod sigur, cel puțin în momente de răscruce din viața noastră, care se pot întâmpla de mai multe ori, nu numai în viață, dar noi se pot întâmpla mici răscruci care le avem în fiecare zi. Am nevoie să cer Dumnezeu, Doamne, ajută-mă și întărește-mă. Eu știu că mă ajută, mă întărește, dar ajută-mă și întărește-mă. Mi-e mai bine să știu că am și cerut. Dar asta înseamnă că vreau neapărat condiționez credința mea în Tine de minunea văzută. Dar știu, mi-e mai bine să știu că cer ajutorul Tău. De asemenea, să știm ceva. Minunea nu se face neapărat pentru vrednicia celui care crede. Cu toate că spune Hristos însuși, după cum ne știți, că de veți avea credință cât un bomb de muștar mic. Veți spune multe acestea, mișcă-te și aruncă-te mare, se va mișca, se va arunca mare.
Dar iată că a dat aceasta vindecă pe slăbănog nu pentru credința lui, ci pentru credința celor din jurul lui, celor prietenilor lui care l-au dus acolo. De asemenea, nu este credința scopul final al vieții noastre, al vieții noastre spirituale. Iarăși mă duc la Sfântul Apostol Pavel. Știți prea bine imnul iubirii, că de aș avea credință, cât să mulți și mulți, dacă dragoste nu am, nimic nu folosește. Scopul final al vieții noastre este legătura deplină a noastră cu Dumnezeu. Această legătură nu se poate face decât prin mijlocirea lui Hristos, Dumnezeu Fiul întrupat. Această legătură, încercând să-L ignorăm pe Dumnezeu Fiul întrupat și doar raportând la Dumnezeu, nu este deplină. Și este o capcană în care cădem de multe ori, chiar noi, cei credincioși, încât să nu realizăm această importanță a întrupării lui Hristos. Și spune în Hristos și ne gândim la Dumnezeu și cu asta suntem mulțumiți, dar nu suntem cu nimic deosebit de musulmani, nu suntem cu nimic deosebit de iudei. Doar în creștinism, doar în credința noastră, Dumnezeu s-a întrupat. Asta ne definește pe noi. Deci ceea ce trebuie eu să fac cu adevărat este cumva să mă pun în mintea mea deocamdată și apoi în inima mea, să mă pun în legătură cu acest Dumnezeu întrupat. Mort și înviat, înălțat la cerul cu trupul transfigurat. Asta trebuie să o fac. Dacă reușesc asta, măcar cât de cât, măcar cât de cât, dacă reușesc mult sau de plin, ajung la Sfințenie, ajung să văd lumina cea necreată. Vorba părintei Cleopa, citând, cred că, de Sfântul Isaac, Siru. Unul dintr-o generație, dacă se întâmplă așa ceva. Nu ne așteptăm noi la așa ceva, cu toate că ar trebui să ne dorim și ar trebui să ne dăm seama ce departe suntem. Dar măcar cât de cât, dacă reușesc să intru, să păstrez în mintea mea acest gând la Dumnezeu întrupat, la Dumnezeu cum întrupat, la Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dacă reușesc aceasta, indiferent de condițiile exterioare, indiferent dacă mi-este bine sau dacă mi-este rău, o să simt că toată viața mea se schimbă. Și o să simt că harul lui Dumnezeu, preschimbând viața mea, preschimbă și viața celor din jurul meu care am de-a face. De aceea scopul nostru, scopul fiecare dintre noi în viață, este să intrăm în legătură cu acest Hristos, Dumnezeu întrupat, și anume să-L iubim, pentru că asta e suprema legătură. Orice alte relații sociale care există sunt inferioare dragostei. E adevărat, se poate vorbi despre adorare față de Dumnezeu, care este poate altceva decât dragostea. Să-L ador pe Dumnezeu înseamnă o dragoste care îi se cuvine doar Dumnezeu, dar este totuși o iubire care îi se cuvine doar Dumnezeu. Nu e bine să-mi ador nici părinții, nici copiii și probabil că e greu să-mi ador soțul sau soția. Dar iubit trebuie să-i iubesc pe toți. Și pe Dumnezeu trebuie să-L iubesc mai mult decât pe aceea, pentru că doar astfel pot cu adevărat să fiu de folos și acelora. Trebuie să mă așez în fața lui Dumnezeu permanent. Trebuie să-L chem, să mă deschid, să mă chinui cu mine însumi, încât să fiu permanent în fața lui Dumnezeu. Asta e vindecare. La acest proces, nu mai funcționează întrebarea ca să ce. Și o întrebare foarte importantă. Orice fac, trebuie să mă gândesc ca să ce. Care este urmarea acestui scop, acestei acțiuni? De ce fac acest lucru? Pentru că dacă ajung cu adevărat să-L iubesc pe Dumnezeu, mi-e suficient, nu mai există pe urmă altceva. Și dacă ajung cu adevărat să-L iubesc pe Dumnezeu,
atunci deja sunt pe calea vindecării sufletești, deja cei din jurul meu sunt și ei pe calea vindecării sufletești și poate da sau poate nu, Dumnezeu știe cum este folos, această vindecare sufletească aduce și o vindecare trupească, dar nu mai este esențială vindecarea trupească. Nu mai este esențial dacă slăbănogul și ia patul și umblă. Esențial este că i s-au iertat păcatele. Pentru că odată iertate păcatele, el s-a vindecat și vindecat este relația cu Dumnezeu. Și relația aceasta cu Dumnezeu trece, transfigurează lumea văzută și trece în transcendentul lumea nevăzut. Altfel spus, relația aceasta cu Dumnezeu, dragostea pentru Dumnezeu, aceea curată, sănătoasă, de plină, de săvârșită, este o dragoste care biruie orice neputință din viața aceasta, biruie și moartea, biruie și iadul și continuă și crește veșnicie. Amin.